După două etape în care nu au câștigat niciun punct și o schimbare între antrenorii celor două echipe, handbaliștii Universității Suceava vor să revină pe linia de plutire și să obțină prima victorie în meciul pe care îl vor disputa sâmbătă de la ora 18 pe terenul formației Pandurii Târgu Jiu. În această săptămână, universitarii se pregătesc cu tehnicianul Răzvan Bernecu, asta după ce Leonard Bibirig a renunțat la funcția de antrenor al primei formații, dar va continua activitatea în cadrul clubului și va antrena echipa secundă. Studenții știu că vor avea o misiune dificilă în compania gorgenilor, o echipă redutabilă pe teren propriu, dar cred că sunt mai motivați ca niciodată și speră că vor șterge cât mai repede impresia proastă pe care au lăsat-o în startul campionatului, iar un prim pas este o victorie la Târgu Jiu. Un meci foarte greu la Târgu Jiu, unde întâlnim o echipă cu o apărare foarte agresivă, așa cum ar trebui să fim și noi, și sperăm pentru o mobilizare bună și un joc cât mai bun, o concentrare mai mare pe faza de atac, să nu mai ratăm așa mult, sperăm pentru un rezultat bun. Pentru meciul acesta, nu știu cât de mult o să reușim să îmbunătățim tehnico-tactic aspectul jocului, însă un lucru vă garantăm că vom îmbunătăți la maximul posibil de răie. Cred că este un meci pentru care mai mult ca oricând vom muri pe teren, asta vă garantăm și sperăm să reușim să aducem și rezultate. Noul tehnician al Universității, Răzvan Bernecu, este foarte încrezător în elevii săi înaintea deplasării din Gorj și crede că aceștia vor da totul pe teren pentru a câștiga. În momentul acesta, în foarte succint o să vă prezint situația pe care o avem și pe care dumneavoastră o cunoașteți după discuții telefonice pe care le-am avut. După jocul de sâmbătă, antrenorul echipei Leonard Bibirig a considerat că nu mai poate scoate rezultat în condițiile în care ne aflam și a hotărât să nu mai pregătească echipa întâia. Situație pe care nu o putem gestiona foarte simplu, noi ca și club, și am decis ca domnul Răzvan Bernicu, antrenor la echipa CSU Universitatea 2, să pregătească și echipa întâia. Leonard Bibirig a acceptat să treacă la echipa a doua temporar, pentru că și acolo sunt obiective de instruire, obiective importante pe care nu le putem lăsa sau nu putem renunța la ele. Deocamdată așa stau lucrurile, am discutat luni ca evoluția evenimentelor, dacă vreți, luni am discutat atât cu antrenorii cât și cu jucătorii, iar de marți am trecut la pregătirea jocului de la Târgu Jiu, ceea ce ne interesează foarte tare, pentru că dacă analizăm prea mult timp și ne tot uităm la ce am făcut în urmă, rămâne ca viitorul să nu ne aducă nimic bun. Vom continua pe parcursul următoarelor 2-3 săptămâni să evaluăm care este situația, să vedem ce cauze au dus la rezultatele mai slabe din această vară, din jocurile de pregătire, dar mai ales la cele două jocuri din debutul campionatului, și în funcție de ce vom discuta cu jucătorii, în funcție de rezultatele ce se vor obține în continuare, dar și de considerentele pe care nu le putem ignora privind obiectivele în perspectivă, se vor lua anumite decizii. Toți sunt conștienți că ne așteaptă un meci greu și fără o mobilizare bună, fără un joc bun, chiar dacă jucăm în deplasare, nu ne împiedică cu nimic să ne luptăm până la urmă, pentru că eu doar așa cred că vom obține primele puncte și nu totul de la zero. Uităm ce a fost până acum, luăm de la zero și eu am încredere că vor face un meci bun acolo. Rezultatele sunt obținute de sportivi și cred că nu poate nici spectator, antrenor, director sau orice să conteste lucrul acesta. Sportivii sunt cei care obțin rezultate. În momentul în care sportivii nu mai obțin rezultate, trebuie să vedem care sunt cauzele. Iar Leonard Bibirig, pentru că dumneavoastră probabil că aveți acest gând și doriți să discutați mai mult, el omul a spus foarte clar, eu nu pot să mai obțin rezultate sau jucătorii nu pot să obțin rezultate pregătindu-i în stilul în care lucrez eu cu ei. Noi avem ca scop comun toți cei de aici, în primul rând jucătorii, dar și toți ceilalți, să obținem rezultate. Pasul înapoi pe care l-a făcut el este un pas înainte, de fapt, pentru obținerea de rezultate. Este rândul jucătorilor să facă un pas înainte ca formă, ca dăruire, pentru că, de fapt, rezultatul cu ce se obține? Cu valoarea pe care o are fiecare experiență și toate celelalte considerente și cu dăruirea și mobilizarea pe care o are. Am discutat, nu e prima dată când am discutat acum despre asta,
Dacă experiența și valoarea o dobândești prin pregătire multă și în timp jucând handbal sau practicând un sport, mobilizarea și dăruirea nu e un lucru la îndemână și oricând. Și asta obosește psihic jucătorul și jucătorii trebuie înțeleși în anumite aspecte, dar și înțelegerea asta are o limită, pentru că rezultatele pe care le-am obținut până acum au fost proaste. Nici ei nu sunt foarte fericiți de rezultate pe care au obținut, să fim foarte clari cu treaba asta. Nimeni nu este bucuros că s-a jucat așa sau că s-a obținut aceste rezultate. Însă, în ce privește combinații sau în ce privește pregătirea și dăruirea jucătorilor, nu mai este niciun fel de rezervă, că toată lumea este mobilizată cu tot ce avem în momentul acesta pentru jocul de la Târgu Jiu. Și cred că asta este cel mai constructiv punct de vedere, odată ce situația este aplanată ca și tensiune. Situația care s-a evit, că de regulă, dumneavoastră știți, noi nu suntem un club spectaculos care să facem demiteri prin presă, întâi trâmbițate pe nu știu unde. Noi am discutat de foarte mult timp și am mai spus-o asta unor colegi de-ai dumneavoastră. Colaborarea lui Leonard cu jucătorii, în general, nu a fost una foarte dulce, nici de o parte, nici de cealaltă. El este un temperament, așa cum este, un fost jucător foarte bun în România. Jucătorii pe care avem acum nu au fost întotdeauna perfecți, după cum sunt întotdeauna vinovați de tot ce se întâmplă, numai jucătorii. Să nu uităm că fiecare dintre noi avem anumite probleme pe care nu le-am rezolvat la timp, pornind de la pregătirea sportivă și până la finanțare. Toate aceste lucruri puse cap la cap au dus la o situație care în timp s-a maturizat, dacă vreți să spun, această situație destul de gravă în momentul acesta, grav în sensul rezultatului. Toată lumea a avut de înghițit anumite nevoi, nemulțumire a avut fiecare, pentru că nu suntem un club perfect, nu suntem oameni perfecți, dar acestea au dus în timp la acumulări care până la urmă trebuiau rezolvate. Acum le-a venit timpul, le rezolvăm. Cred că avem destulă maturitate, așa cum am mai spus, să le abordăm bărbătește și realist, să vedem exact care sunt cauzele, să punem degetul acolo unde rana este cu adevărat dureroasă și să le rezolvăm. Asta ne rămâne de făcut. Noi cu ce putem face, din toate punctele de vedere, vorbesc de partea administrativă a clubului, jucătorii și staful tehnic, atât cât pot să facă pentru rezultat, cât se poate în acest moment, și sunt convins că traiectoria exprimării în joc va fi una ascendentă, după cum și finanțarea trebuie să-și facă datoria atât cât poate să facă și să știm exact fiecare ce poate face celălalt, să ne calibrăm cu realism obiectivele și activitatea.